După un lung șir de dezbateri în cadrul comisiilor de specialitate din Senat, Comisia pentru Agricultură, Industrie Alimentară și Dezvoltare Rurală, Comisia pentru Ape, Păduri, Pescuit și Fond Cinegetic și al Comisiei pentru Mediu, Legea Pescuitului a fost adoptată de Senatul României. Liviu Mazilu, deputatul PSD Mehedinți, a votat cu sufletul pentru români și pentru România. Prin această lege s-a urmărit aducerea sectorului pescăresc din România acolo unde îi este locul și susținerea pescarilor și al întregului sector prin norme clare care să reducă braconajul și alte forme ilegale de exploatare a habitatelor piscicole. În cadrul mai multor ședințe de dezbateri au fost formulate o serie de amendamente care au fost votate de către membrii comisiilor, raportul final fiind supus votului plenului Senatului pentru adoptare. În primul rând, ca să înțeleagă toată lumea, propunerea legislativă creează cadrul general de reglementare în domeniul pescuitului, un domeniu extrem de complex și cele trei comisii sesizate au avut de dezbătut pe parcursul a 60 de zile toate aceste articole, multe din această lege, dar și cele peste 90 de amendamente care au fost depuse, dintre care 62 au fost admise, unul respins, celelalte retrase. Vreau să vă spun că a fost o reală provocare pentru că a trebuit să căutăm și să încercăm să găsim un echilibru între ceea ce înseamnă dorința de a pescui mai mult din apele noastre și de a pune pe piață pește de bună calitate din apele românești, pe de o parte, pe de altă parte de a proteja resursa acvatică pentru generațiile viitoare, astfel încât să nu fie pusă niciun fel în pericol. Senatorul PSD Mehedinți Liviu Mazilu este un om implicat în activitatea sa și un bun profesionist care întotdeauna propune și susține legi benefice pentru români și pentru România, în special când vine vorba de mehedințenii pe care îi reprezintă. Am reușit să găsim un echilibru între diversele categorii de pescari, între interesele pescarilor recreativi, interesele comerciale ale pescuitului comercial și sigur că ar trebui să reglementăm și pescuitul științific. Nu pretind că această lege este sau ce a ieșit în urma celor peste 62 de amendamente admise că este perfectă. Evident este perfectibilă. În mod cert rămâne de dezbătut, probabil colegii noștri la Camera Deputaților o vor face, se vor apeca fără presiunea timpului asupra acestei propuneri și vor stabili dacă resursa acvatică vie din Delta Dunării va fi administrată în mod direct de rezervația biosferei Delta Dunării sau dacă rămâne sub umbrela Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură. Asta e o chestiune care se va vedea. Dar eu îndemn pe toți colegii, ținând cont de faptul că totuși, prin înăsprirea sancțiunilor, prin toate celelalte măsuri care s-au luat prin aceste amendamente admise, prin care descurajăm braconajul și orice alt fel de metode ilegale de pescuit, eu cred că totuși resursa acvatică vie a fost bine protejată prin amendamentele aduse acestei legi și mulțumim tuturor pentru efortul depus în această perioadă, îi îndemn pe toți colegii din toate grupurile parlamentare să voteze această propunere legislativă. Vă mulțumesc! Această lege reprezintă cadrul general de reglementare și oferă domeniului pescuitului predictibilitate și stabilitate prin atribuirea unor sarcini Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, instituție publică de interes național, organ de specialitate al administrației publice centrale, în vederea simplificării unor proceduri de exploatare a sectorului la cote și parametrii normali.